zăcea în pat și se ruga. La bal să nu se ducă seara și să vecheze lângă ea. El nici măcar nu vrea să asculte și a plecat nepăsător, căci nu voia ca să rămână de râsul prietenilor. Și a plecat o noapte întreagă la mama lui, nu se gândea că a rămas plângând sărmana când a plecat de lângă ea. Când se întoarce el acasă, mămica lui îl părăsi. El zice: sărut mâna, mamă, dar mama lui nu mai vorbi. S-apropie ușor de patul și o privește mai adânc. Și iată că pe pieptul mamei observă că e un bilet. Și când desface el biletul, citește ce e scris în el: i-am părăsit, eu plec la Domnul, doresc să ne întâlnim în cer. Strigând băiatul o sărută, brațele care l-au purtat din fragedă copilărie, și ce cu drag l-au desmierdat. Și zice atunci: scumpă mamă, eu am fost un copil prea rău, că nici în ultima ta clipă nu a vecheat la capul tău. Din clipa aceasta, mamă scumpă, voi sluji Domnului Iisus și ne vom revedea în ceruri, așa cum în bilet mi-ai scris.